Disperească nu au cu ce găti sau face baie pentru că apa avea culoarea cafelei, buzoienii au cerut explicații companiei de apă. Răspunsul a fost însă același ca în fiecare an. Rețeaua a fost supra-solicitată, iar problemele vor fi remediate cât se poate de repede. Zeci de persoane au trimis mesaje pe pagina de Facebook a furnizorului de apă, în timp ce alții au sunat direct la dispecerat cerând explicații pentru ceea ce se întâmplă. În ajunul pastelui, în municipiul nostru, a fost înregistrat un vârf istoric de consum de apă potabilă, 1400 de metri cub pe oră, în condițiile în care consumul mediu obișnuit are valori cuprinse între 800 și 900 de metri cub pe oră. În plus, perioada de manifestare a cotelor ridicate de consum s-a menținut de la primele ore ale dimineții până la ora 23. Având în vedere că rețeaua noastră de alimentare cu apă a fost proiectată pentru valori de debit inferioare medie consumului înregistrat în Sâmbăta Mare, urmarea directă a fost creșterea turbidității apei de la robinet în unele zone ale orașului. Aici pot să exemplific cartierul Mitro 14, cartierul Nicolae Titulescu parțial, punctul termic 30 din zona Nicolae Bolcescu, punctul termic 37 Unirii Nord și cartierul Simileasca parțial. 51 de reclamații au fost înregistrate la dispecerată companiei de apă. Oficialii companiei de apă spun însă că pe viitor aceste probleme vor dispărea și asta pentru că urmează să investească în achiziția unor echipamente de filtrare. Mai mult decât atât, cei afectați vor beneficia de reduceri la factura de apă. Știm foarte bine care sunt zonele în care creșterea consumului peste cotele proiectate antrenează turbiditatea apei, și de aceea am prevăzut în bugetul anului în curs achiziția de echipamente de filtrare pentru punctele termice din aceste zone. Problema este că procedurile de achiziție nu au fost încă finalizate. Cu toate astea, tehnicienii noștri au luat măsuri pentru limitarea turbidității. Vă aduc aminte că pe 11 aprilie a avut loc o intervenție specială la rețeaua de apă care deservește cartierul Mitro 14, în urma căreia a fost înlăturată o obturație formată în interiorul conductei de alimentare. Iar efectele acestei intervenții au fost evidente, având în vedere că s-a redus cu minim 7% turbiditatea înregistrată anul trecut în aceeași perioadă. Trebuie să spun că pentru zonele în care au fost sesizate probleme la dispecerat, vor fi calculate și aplicate diminuarea ale cantităților de apă furnizate, evident în condițiile legii. La Buzău această situație se înregistrează an de an în preajma sărbătorilor.